Continuăm întâlnirea de astăzi și vă spunem că la Mănăstirea Hadâmpu din județul Iași va fi organizată sâmbătă procesiunea Drumul Crucii. Programul liturgic dedicat acestei sărbători va începe mâine seară la ora 18 cu slujba vecerniei unită cu litia, urmată de procesiunea cu icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. La miezul nopții se va sluji utrenia, iar în dimineața zilei de sâmbătă va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba din cadrul procesiunii Drumul Crucii va fi oficiată de către înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de către preasfințitul Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mai multe detalii despre sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci din dealul mare aflăm din interviul pe care colegul nostru Constantin Cioful a realizat cu părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmpu. Alături de noi se află arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmpu din județul Iași, pe care îl rugăm să ne spună pentru început câteva cuvinte despre cum s-a născut ideea construirii celor 14 cruci pe drumul care duce spre mănăstirea Hadâmpu, un drum presărat cu multe lacrimi de către pelerinii din țară și din străinătate. Păi bine spuneți că mii de pelerini, fiindcă eu am simțit pe viu acest drum al crucii care îl parcurgeam pe jos, făceam drumul acesta pe jos, chiar până la Cug, cum arăta drumul Hadâmpului, nici căruța nu se putea urca în dealul mare, la mănăstire. V-am reamintit de fiecare dată, chiar materialele descărcam sub pantă și dormeam dimineața până găseam o căruță să ajung în dealul mare. Cum am reușit să fac acest drum al crucii în dealul mare? După o vizită făcută la Ierusalim, în Țara Sfântă, m-am gândit mai tot timpul, parcurgând drumul crucii în Țara Sfântă a Ierusalim, de ce nu aș face și eu un drumul crucii pentru toți pelerinii care vin cu multă credință și care nu au cum să ajungă, mulți dintre ei, să se închine la Sfântul Mormânt și să parcurgă drumul crucii. După ce am vizitat Ierusalimul, am intrat acasă și cu gândul acesta mi-am adunat ucenicii, fiii duhovnicești, dacă doriți să faci o faptă cu adevărat creștinească, simt prea bine ce plată are un creștin, un bun gospodar, să facă o troiță în fața casei sau răspânde de drumuri. Haideți cu toții, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să facem și noi acest drum al crucii, cele 14 troițe. Să știți că au dat ascultare cu multă credință și râvnă și imediat am început și noi să facem cele 14 troițe sculptate. A lucrat atât de frumos, binecuvântarea lui Dumnezeu a fost asupra noastră, fiindcă, iată, an de an, cât popor aduce acest drum al crucii. Vin credincioși și numai la drumul crucii. Să știți că de fiecare dată chiar sunt pelerini care coboară din autocar și parcurg pe jos drumul crucii. Sau mers de noapte cu lumânări aprinse, merg și parcurg drumul crucii la poarta Bucuria Crucii până în dealul mare. Acest drum al crucii poate simboliza într-o oarecare măsură și drumul pe care l-ați parcurs, Sfinția voastră, împreună cu mica obște de aici, în cei 29 de ani, pentru că și începuturile și venirea, urcarea acestui deal a fost tot un drum al crucii, un drum presărat cu multe dificultăți și cu multe încercări, dar având nădejdea în Dumnezeu și mai ales având ajutorul Maicii Domnului. Acum, ca monah, aș putea spune că nu este admis să spui că am avut o cruce grea, fiindcă de multe ori noi ne facem suferința să fie grea și crucea să fie grea. Dar trebuie să recunosc că am avut o cruce grea. Păi singurul aici, care nici n-am avut măcar unde să-mi plec capul. Dar dacă este răbdare, credință și, cum spune monahul, statornic, are trei feturi de mântuire. Am fost statornic cu darul harului Dumnezeu, tot timpul am cerut mila, binecuvântarea lui Dumnezeu, să-mi dea răbdare, să închei opera Sfintei Mănăstiri. Mi-am dorit, trebuie să recunosc, de când eram încă monah la mănăstirea Putna. Dar vreau să menționez că drumul crucii a fost luat și după, dacă ați auzit, la mănăstirea Hodăș-Bodrog, care este cea mai veche mănăstire de peste 800 de ani, spre bucuria mea, acolo am fost viețuitor, chiar înainte de armată, și de acolo am luat totuși puțin, a pornit scânteia, da, mi-a plăcut grozav, dar iată că Moldova, trebuie să recunoaștem că este cam unicat și chiar îi mulțumesc pe fericitul că m-a felicitat că am făcut drumul crucii, m-a blagoslovit pentru că totuși în dealul mare
s-a putut face această cale a cruce. Această procesiune are parte de o slujbă special alcătuită. Credem că această slujbă poate fi utilă și pentru alte parohii sau mănăstiri din țara noastră și din străinătate care ar putea să facă acest pelerinaj. Mă refer la slujba special alcătuită de către preasfințitul calinic botoșeneanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Spuneți-ne pe scurt ce cuprinde această slujbă. Preasfințitul a scos o carte cu rânduiala care se face la fiecare oprire, rostind o Sfântă Evanghelie, ectenie și pomenind ctitorii acelei troițe. Până în dealul mare, de la Bucuria Cruce până în dealul mare, a 14-a Cruce, unde înalt preasfințit Ioachim Giosanu ține cuvânt de învățătură pelerinilor credincioșilor care au fost prezenți la drumul Cruce. Trebuie să mărturisesc că prezența ierarhului în Sfânta noastră mănăstire pentru mine este Hristos pe pământ și un răspuns cu cununa muncii noastre aceste obști de fiecare dată. Mulțumesc înalt preasfințitul că m-a blagoslovit și mi-a dat binecuvântare la toate hramurile să invit un ierarh. Dar trebuie să mulțumesc pe această cale preasfințitului Părinte Episcop Calin Botoșăneanu, care îl putea numi și un arhitect al locului, care tot timpul mi-a fost alături la toate încercările și sfatul pe care le-am luat și uitați cum arată mănăstirea Adâmbu. Și în ultimul rând, în alt preasfințit Părinte Ioachim, care a promis în fața pelerinilor, a credincioșilor, că va fi prezent la această mare sărbătoare. Vreau să, Părinte Stareț, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre programul liturgic pe care l-ați rânduit pentru această frumoasă sărbătoare. Să spunem programul din ajunul Nunții Sfintei Cruci, vineri 13 septembrie. Ora 18, vecernia unită cu litia. Ora 19, scoaterea în procesiunea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Ora 20:30, taina Sfântului Maslu. Ora 12, miezul nopții, utrenia. Și apoi în ziua prăznuirii Nunții Sfintei Cruci, sâmbătă 14 septembrie, ora 8, Sfânta Liturghie arhierească, ora 10, procesiunea drumului cruce. Ora 19, introducerea icoanei făcătoare de Mâna Maicii Domnului în Biserica Monument. A devenit o tradiție ca pe parcursul nopții, la marile sărbători închinate atât Maicii Domnului cât și Sfintei Cruci, ca oamenii să petreacă în rugăciune cântând în jurul Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, plângând și rugându-se, citindu-i acatistul pe tot parcursul nopții, neținând cont de oboseală. Sunt marcat sufletește și văzând credința și trăirea pelerinului care vin din toate colțurile țării noastre, începând de la Maramureș și din toată țara noastră, deși sunt foarte obosiți, își doresc orice preț să săvârșească, să parcurgă și miezul nopții drumul cruce de altfel. Ajungem dimineața pe la 3:30-4:00, la mănăstire, cu toți pelerinii, cu lumânările aprinse, cântând. Este extraordinar să vezi evlavia pelerinilor mezi de noapte, cu lumânări aprinse, cântând, lăudându-L pe Bunul Dumnezeu, săvârșind drumul cruce. Preacuvioase Părinte Stareț, să rânduiască Bunul Dumnezeu și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca în zilele de 13 și 14 septembrie un număr cât mai mare de oameni să se bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu și de binecuvântarea Sfintei Cruci în această zi deosebit de importantă pentru biserica noastră. Ne ajute milosivul Dumnezeu să ne ducem crucea vieții fiecare cât putem mai de bine și frumos. Am ascultat un interviu realizat de colegul nostru Constantin Ciofu cu părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.